Biserica Sfânta Ecaterina, paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București, și-a sărbătorit astăzi ocrotitoarea. Sfânta Liturghie de Hram a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți profesori de la Instituția de Învățământ Teologic. La slujba săvârșită în Biserica Paraclis Universitar au participat profesori, studenți, masteranți și doctoranți, precum și credincioși care au evlavie față de Sfânta Ecaterina. La momentul chinonicului, Mihai Ion, student în anul al patrulea al Facultății de Teologie bucureștene, a rostit o omilie în care a evidențiat erudiția Sfintei Mucenițe Ecaterina. La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul i-a îndemnat pe cei prezenți să urmeze modelul vieții Sfintei Ecaterina. Sfânta Ecaterina, alături de Sfinții Trei Ierarhi, este și ea un model de excepție pentru tinerile care se pregătesc în Facultatea de Teologie. Bucureștiul este, sigur, cel mai aglomerat, cel mai cosmopolit oraș din România. Exact cum era acum 1700 de ani, când a trăit pe pământ Sfânta Ecaterina, orașul ei, Alexandria, un oraș cu populație foarte numeroasă, oraș care era în același timp un mare centru universitar, deținând biblioteca cea mai legendară a umanității, dar în același timp, așa cum învățăm din viața Sfântului Antonie și ai altor mari părinți ai pustiului din preajma Alexandriei și Nilului, orașul era și un oraș al perzării. Foarte mulți tineri s-au nenorocit aici datorită capcanelor, ispitelor pe care acest oraș le oferea oamenilor. Iată că toate cântările pe care le-am auzit aseară la vecernie, astăzi la utrenie, au lăudat înțelepciunea Sfintei Ecaterina, nu doar înțelepciunea pe care a acumulat-o studiind de mult, fără îndoială că a studiat și la celebra bibliotecă păgână, jinduită de atât de mulți tineri din întregul Imperiu Roman, dar a studiat fără îndoială și în biblioteca creștină, întemeiată cu câteva decenii mai înainte de către marele teolog Origen, care a condus școala celebră catehetică vestită din acest oraș atât de important. Sfânta Ecaterina moștenise de la Origen, dar mai ales de la predecesorul acestuia, Clement Alexandrinu, această capacitate de a pune în slujba teologiei creștine rezultatele gândirii omenești. De aceea ea i-a combătut pe filosofii păgâni cu propriile lor argumente, așa cum făcuse și Clement Alexandrinu în lucrările sale, Cuvânt către greci, sau mai ales Stromatele, unde valorile fundamentale ale învățăturii creștine sunt puse în evidență și cu argumente culese cu multă măiestrie și înțelepciune din cultura păgână. La final, părintele profesor Constantin Preda, decan interimar al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, a vorbit celor prezenți despre ocrotirea și modelul Sfintei Mucenițe Ecaterina pentru studenții teologi. Urmând pilda Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina și Sfinților Trei Ierarhi, care sunt ocrotitorii noștri, toți dascălii ai teologiei și ucenicii ai teologiei, profesori și studenți, încercăm să urmăm modelul lor și exemplul de viață și de teologie, de trăire teologică. Ne-au învățat înaintașii că orice convingere religioasă, credința noastră are nevoie de o căutare și rațională, intelectuală, spuneau în vechime, fides verens intellectum. Credința are nevoie, cere, pretinde o explicitare și intelectuală teologică. De aceea, urmând exemplul Sfinților Părinți, încercăm cu toți aici, urmând cele două căi ale bisericii și bibliotecii, să ne întărim în convingerea noastră religioasă și să nu fim șovăitori pe calea pe care am ales-o de a fi
creștini și următori ai Mântuitorului Hristos, pentru că ne învață Apostolul Petru să dăm răspunsuri, adică să fim apologeți celor care ne vor cere cuvânt de răspuns pentru nădejdea noastră în Mântuitorul Hristos. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanu a oficiat și slujba parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii lăcașului de cult, precum și pentru cadrele didactice și studenții trecuți la Domnul.